Președintele Asociației Județene de Fotbal Dolj a salutat inițiativa Federației de a-i sprijini pe copiii care doresc să facă sport de performanță. Copiii au nevoie de mingi. Este o situație financiară critică pentru foarte multe cluburi și aceste mingi, zic eu, vin ca o mânușă pentru ei, pentru perioada următoare de pregătire și competițională. Foștii fotbaliști ai generației de aur consideră că fără investiții serioase în sectorul de copii și juniori, România nu poate avea o echipă națională puternică. Trebuie multe goluri și mingile astea sunt făcute pentru atacanți, pentru goluri multe. Au chip? Au chip și se duce ca o, eu știu, rachetă, e setată și direct colț jos. Și sigur, sunt foarte onorat că am luat parte la această acțiune, sper să nu fie ultima și să facem ca lucrurile să meargă bine, măcar la copii și juniori să ajutăm și, așa cum am spus și mai devreme, antrenorii au nevoie de susținerea noastră, de acelor implicați la federație, pentru că nivelul lor de trai este unul, aș îndrăzni să spun, indecent la salariile de mizerie pe care le au și la viața pe care o ducem. Iar ei, să nu uităm că sunt cei care dau 5-7 ani de acasă, cum spunea maică-mea, dacă ai pe 5-7 ani de acasă, după aceea va fi ușor. Federația Română de Fotbal își dorește să dezvolte cât mai multe programe pentru fotbalul de copii și juniori, astfel încât în cel mai scurt timp în România să apară centre de juniori puternice, care să dea fotbaliști către echipele importante ale Europei. De aici, practic, au plecat cei mai mari fotbaliști ai țării noastre, cum am mai spus, de aici au plecat 3 capitani la echipa națională. Aici există o pepinieră fantastică, este un pol foarte important în fotbalul românesc și, evident, vom continua să terminăm și restul țării. Pe scurt, este un proiect pilot care se numește Mingea e la voi, un proiect prin care oferim mingi de bună calitate, mingi cu care se joacă în Liga a doua din Marea Britanie, din Germania, mingi oficială a Federației Moldovenești de Fotbal, mingi destinate exclusiv copiilor și juniorilor, membrilor afiliați, cluburilor membrilor afiliați. Scopul campaniei Mingea e la voi este acela de a ajuta echipele de juniori ale membrilor afiliați să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune.